Interviul săptămânii la Ercis FM Dragi prieteni, bun găsit la interviul săptămânii. Sunt Nicolae Timaru. Vă salut astăzi din studioul Angelus TV pe toți cei care sunteți în fața micului ecran sau pe frecvențele Ercis FM. Mă bucur astăzi să avem un invitat pe care, cu mare drag, de fiecare dată, sunt convinsă că îl ascultați și care ne va împărtăși din trăirile, experiențele și devenirea sa, pentru că, iată, este arhiepiscop Mitropolit de București în alt Sfinția sa, Aurel Percă. Excelența voastră, bun venit în studioul Angelus TV, adică acasă pentru dumneavoastră, acum. Bun găsit sau bine, ne reîntâlnim pe acest canal de transmitere a Veții Bisericii din România. Mă bucur foarte mult că avem această oportunitate și țin să, să salut și să-i felicit pe toți cei care au contribuit, evident și excelența voastră, la înfăptuirea acestui vis pentru romano-catolicii din România. Iată, avem un post național, un post prin care cei care vor să fie mai aproape sau în momentele în care nu sunt la biserică să fie conectați cu ceea ce înseamnă biserica romano-catolică și au posibilitatea să vadă tot ceea ce realizatorii de aici le pun, le pun la dispoziție. Cât de importantă credeți că este folosirea acestor noi mijloace de comunicații, mijloace de a ajunge la inimile credincioșilor? Uh, sigur că nu trebuie să fac istoria mijloacelor de comunicație în biserică a fost o dorință foarte veche și imediat ce s-a putut realiza acest lucru, biserica a început cu radioul, apoi a continuat cu televiziunea, dar mă refer la documentul Concilului Vatican al II-lea, Intermirifica, care pune un mare accent pe mijloacele de comunicație moderne, importante în procesul de evangelizare. Au apărut și alte documente ulterior în care Magisterul Bisericii a subliniat importanța radioului, a televiziunii și mai recent a internetului ca factor de transmitere a mesajului evanghelic. Noi am dorit de foarte mult timp, a fost o perioadă în care în România practic era imposibil să vorbim despre un radio sau o televiziune a Bisericii dar iată că am avut posibilitatea să începem așa mai timid cu prima pătrunde în spațiul public prin uh, diferitele radiouri, dar acum ne bucurăm că avem la dispoziție și Radio RCS FM și televiziunea Angelus TV, pe care le consider foarte, foarte importante pentru, nu numai pentru a transmite o liturgie sau pentru a transmite diferite manifestări, dar pentru a transmite mesajul Evangheliei. Mă bucur foarte mult că avem, avem acest prilej și, în mod evident, în cadrul acestei emisiuni voi încerca să, încadrându-mă în timpul pe care îl avem la dispoziție, să facem așa o incursiune prin etapele vieții Excelenței Voastre și nu pot să nu încep această emisiune altfel decât întrebându-vă cum s-a schimbat viața Excelenței Voastre din 2019, din ianuarie, când ați fost numit arhiepiscop de București. Pot să spun că nu s-a schimbat, pentru că în viața și a unui preot și a unui episcop există o continuitate. De fapt, atunci când cineva alege să fie preot, știe că este pentru o misiune care va cunoaște multe schimbări, multe transferuri și stilul preotului este acela de a se adapta. Unii se adaptează mai ușor, alții mai greu. La fel și episcopul poate în cazul nostru am asistat prea puțin la transferul de episcop, dar iată că a fost acest transfer al meu de la Iași, unde eram episcop auxiliar, la București. Faptul că, în parte, cunoșteam această regiune, faptul că eram familiar cu preoții, pentru că toți preoții provin din, aproape, provin din Moldova și s-au format la seminarul din Iași, nu a însemnat o greutate pentru mine, de aceea cred că a fost ceva normal să preiau o altă misiune după dorința Sfântului Părinte Papa și să nu fac probleme de adaptare pentru că ați zis de ea și mă gândesc la momentul despre care ați povestit în noiembrie 2019, când împreună cu angajații din episcopie erați în capelă și ați așteptat vestea aceasta pentru că știați nu, că urmează să se facă public acest anunț. Care a fost reacția celor de la episcopie, a celor care vă sunt sau vă erau în acele momente apropiați? Ambele părți, chiar că eram în emoție. Emoție, sigur, pentru că era un moment oficial când se publica la Vatican numirea mea la București. Știam cu câteva zile înainte, dar este firesc că atunci când vine o veste în mod oficial, fie un canal oficial, când află toată lumea, ești cuprins de emoție. La fel și cei care, cu care am colaborat în cadrul Episcopiei de Iași, Uh, au primit vestea și cu bucurie, și cu oarecare tristețe, pentru că știau că urma să plec din mijlocul lor. Uh, sunt, de fapt, uh, sentimente umane, normale, -a -a -și, și sigur că le-am acceptat și eu, și cei care erau în jurul meu știu că ați fost și sunteți foarte apropiat de colaboratori, de altfel nu vă ascund faptul că vorbind cu câțiva dintre cei cu care ați fost mai apropiat atunci când v-ați desfășurat activitatea la ea și mi-au spus cât de apropiat erați de ei, cât de deschis și mai ales un lucru foarte important, deși aveați atât de multe responsabilități și acolo, ați fost mereu atent să păstrați aceste relații de colaborare, de prietenie, bineînțeles prin socializare, prin discuții. Și chiar dacă asta însemna că dumneavoastră va trebui apoi să stați poate până la două, trei noaptea să lucrați, să vă faceți documentele, pentru că știu, lumina la biroul dumneavoastră în multe nopți a fost aprinsă până târziu. Da, eu am fost aproape toată viața ca preot la Iași mai întâi ca secretar al preasfințitului Petru Gergel, după aceea vicar general și timp de 21 de ani episcop auxiliar. Sub ochii mei s-au schimbat foarte multe în cadrul episcopiei, personalul, dar totdeauna pentru că am avut ocazia să-i primesc și să colaborez și din punctul de vedere, zicem noi, profesional, dar și creștinesc, sigur că s-a realizat o apropiere foarte mare și totdeauna ca unul care coordonam activitățile de la birouri, desigur treceam prin birouri. Treceam nu în control, nu ca cu pe poziția șefului care face observații, care tună și fulgeră, ci mergeam să spun bună dimineața, ce mai faceți, cum merg treburile, ce probleme avem, și cred că, cu timpul, toți s-au obișnuit cu acest stil și, de aceea, am avut o relație de apropiere, de prietenie, aș putea spune. Și acest lucru a contat foarte mult și pentru ei, dar și pentru mine. Este acesta un aspect care contează foarte mult în, în, în relația pe care o creează, poate, un șef, un lider, un conducător cu echipa sa, și anume aceea de a arăta că nu este doar un șef, ci este un colaborator, un prieten și evident sunteți din aceeași echipă și trageți pentru binele comun? Sigur că eu, în poziția în care mă aflam, nu mă consideram niciodată un șef. Eram episcop auxiliar, eram vicar general și încercam să combin punem, atitudinea pastorală cu cea birocratică, pentru că și în biserică avem birouri care trebuie să funcționeze bine și atunci subordonarea celor care erau în cadrul episcopiei nu era o, spunem, într-o formă de la supus la șef, ci mergeam pe principiul colaborării și al îndeplinirii corecte a tot ceea ce presupunea bunul mers al episcopiei din punct de vedere administrativ. Fie că erau preoți, fie că erau laici, în fiecare zi aproape că mă întâlneam cu dânșii și acest lucru poate e apropiat mai mult, având încredere și spunându-mi deschis care sunt problemele, ce greută suntem sau ce trebuie să facem. Eu nu puteam să știu chiar toate lucrurile mai tehnice, dar eram informat și împreună găseam soluții la toate aceste probleme ale episcopiei. Sunt convinsă că în întreaga activitate pe care ați desfășurat-o la Iași au fost atât momente de bucurie extremă, cât și momente mai puțin, mai puțin fericite, momente grele, probleme pe care le-ați le întâmpinat. Totuși, trăgând o linie și spunând, puteți spune că la Iași ați avut o perioadă fericită a vieții excelenței voastre? Cu siguranță a fost foarte frumos. A fost sigur că am crescut la Iași, dar pentru că am desfășurat o activitate îndelungată în cadrul ordinariatului de Iași, aș putea spune că, sigur, m-am identificat cu această instituție, să spunem, instituție, și m-am legat foarte mult. Și nu vreau să-mi amintesc că au fost momente grele, dar cred că dacă tragem o linie domină aspectele pozitive și frumoase. Un alt aspect foarte important al activității excelenței voastre au fost vizitele pe care le-ați efectuat în străinătate, vizite în comunitățile de catolici. Știm bine cât de mulți catolici sunt stabiliți în, prin Europa, prin diferite, diferite capitale ale, ale lumii și ați fost deseori acolo să conferiți Sfântul Mir, să celebrați sacramente sau pur și simplu doar să îi întâlniți cât de mare era bucuria acestor credincioși să vadă că păstorul, unul dintre păstorii diecezei, a venit la ei acasă, pentru că, din păcate sau din fericire pentru unii, pentru ei, acolo e acasă. L-am considerat că este bine să fac aceste vizite, fie pentru celebrările mielului, dar mai ales ca o vizită. Și această vizită avea dublu scop. Mai întâi, pentru a ține legătura cu preoții noștri, care au plecat din dieceza de Iași și pentru a arăta și preoților și episcopilor local că ne interesează de soarta preoților, dar în același timp credincioșii care știu că erau plecați și care de multe ori sufereau această despărțire de țară. Atunci când mergeau în mijlocul lor, era o sărbătoare. O sărbătoare adevărată pentru că simțeau această legătură care se crea între Moldova și România în general, pentru că erau de multe ori și credincioși din alte regiuni ale țării, și se bucurau foarte mult spunând, iată, păstorul are grijă de noi și aici. O bucurie, deci, și pentru preoți, pentru credincioși, dar și pentru... Uh, ierarhia locală bisericească, pentru că de multe ori discutam cu episcopii sau cu responsabilii care se ocupau de soarta străinilor în dieceză. Pentru ei îmi închipui că era foarte important să știe că mergând la biserică, pot întâlni un preot român și iată, din când în când vine și îi vizitează chiar episcopul locului, de unde ei se, se trag și cumva cred că era o fărâmă de nostalgie, de mângâiere, văzând că biserica romano-catolică, dieceza romano-catolică de Iași, este în locul în care ei au ales să își petreacă o parte a vieții. Cum i-ați simțit însă pe aceștia, fiind plecați din sânul țării, din sânul Moldovei, unii dintre ei, și stabiliți în străinătate. A rămas înrădăcinat în sufletul lor credința pe care au învățat-o acasă în dieceză. Da, cu bucurie pot să spun că mi s-a părut o manifestare foarte curajoasă a credinței lor și revenind de multe ori din străinătate, povesteam la diferite liturghii în parohiile de Cezediaș, cât de frumos este că toți credincioșii care au plecat din parohiile noastre și se află în diferite țări, continuă cu multă intensitate trăirea credinței. Faptul că majoritatea bisericilor se umpleau, că erau atâția copii pentru mir, erau foarte atenți și participau la liturghie, parcă provocau un fel de invidie din partea localnicilor. Dar am subliniat întotdeauna și i-am lăudat pentru că trebuia să fac acest lucru pentru acest curaj. De multe ori, mulți trebuia să facă kilometri sau să piardă două, trei ore pentru a ajunge la locul celebrării, pentru că nu locuiau în apropierea bisericilor. Dar acest lucru dovedește că doreau foarte mult și erau bucuroși să se întâlnească împreună la o sfântă liturghie. De aceea, sigur, am apreciat foarte mult Că plecând de acasă, nu au uitat de credință, nu au uitat de drumul bisericii, nu au uitat să ofere copiilor acea educație pe care, la rândul lor, au primit-o de la părinților în țară. Referindu-mă tot la aceste persoane care au ales să, să plece în străinătate și la strategia pe care, pe care Biserica română catolică a, a adaptat-o de a trimite preoți români în aceste comunități, mă gândesc că permanent ca și păstori ai diecezei, ca și păstori ai bisericii romano-catolice române, v-ați gândit să veniți cât mai aproape de credincios și să faceți acel ajornament constant, practic să vă adaptați timpurilor pe care oamenii le trăiesc, chiar prin acest gest de a trimite preoți în comunitățile lor și apoi tot mai mult. Iată, pandemia ne-a învățat să facem și slujbe cu transmitere online și tot felul de lucruri care, de fapt, nu fac altceva decât să țină pe Hristos cât mai aproape de oameni în timpurile în care le trăim. Cât de important credeți că este acest aspect în menținerea relației unui credincios cu biserica și cât de important este ca dumneavoastră, ca și conducător, să găsiți mereu metodele adecvate de a realiza acest lucru. Sfântul Părinte, Papa Francisc are o expresie frumoasă pe care trebuie să ne o însușim a merge la periferie, a căuta pe credincioși care stau mai departe, nu cei care stau aproape de biserică. Sigur că se află și ei în centrul atenției grijii pastorale. Dar acest mod de a merge și a-i căuta la 1000, la 2000 de kilometri sau uneori chiar mai mult, mă gândesc la misionarii la care am fost, sigur că este o formă de a ne adapta stilul pastoral la cerințele actuale toți care au plecat, au plecat pentru că au simțit nevoia de a asigura un trai mai ven. Au plecat cu regretul că au lăsat în țară, acasă, rude, prieteni, cunoscuți, locuri de care s-au legat. Dar atunci când preoții pe care noi i-am trimis sau cu care noi am convenit să fac un stagiu de pastorație în mijlocul lor a fost tocmai această legătură pastorală, grijă sufletească, de a nu-i părăsi. Și faptul că nu toate situațiile sunt identice, am avut și multe probleme în care noi a trebuit să căutăm biserici, a trebuit să adaptăm și un orar potrivit, a trebuit să găsim și o locuință pentru preot care să fie mai aproape și accesibil credincioșilor, tot, toate acestea ne-au determinat să fim foarte atenți la situația în care se află fiecare comunitate, fiecare preot și așa cred că în decursul anilor s-a realizat un progres și acum vorbim de o normalitate. Dacă mergem la Milano sau la Verona sau în Spania sau în Anglia, mergem parcă într-o parochie ca în Moldova. Știu că, excelența voastră, ați fost uh, trimis la studii în anii 1980. Iată timpuri în care a ajunge pe meleaguri străine să studiezi, nu era de aici, de acolo și mai ales nu întâlneai român la tot pasul, așa cum s-ar putea întâmpla astăzi. Îmi închipui că în momentul în care ați decis să trimiteți un preot sau altul în străinătate sau un seminarist, v-ați amintit și de propria experiență din 1980 și de sentimentele pe care le-ați trăit atunci când ați fost la studii în Roma. Dacă e să dăm timpul înapoi, în 1980, în altă Sfinția voastră, ce simțea atunci tânărul Aurel Percă fiind student la Roma? Cred că fiecare preot care a plecat mai recent, fie la studii sau în. Experiență pastorală a simțit același lucru pe care l-am simțit eu. Ruptura aceea, plecarea din țară, a creat așa o stare de nostalgie puternică, gândindu-mă totdeauna, cum a fost și cazul meu, și cum am auzit din povestin din partea prioților care au plecat, acea ruptură și schimbarea mediului. Este ceva firesc atunci când schimbăm locul, schimbăm mediul în care am activat să simțim o ruptură. Și același lucru pot eu spune că atunci când am ajuns la Roma pentru studii, sigur că erau acele timpuri, cred că 3-4 luni a fost mai mult, am fost cu inima în Moldova decât în Italia, deși aveam totul asigurat și mă bucuram că pot studia, aprofunda științele sacre. A fost o perioadă peste care a trebuit să trec. Și cred că, discutând cu mulți preoți, au avut aceeași problemă gândindu-mă acum că ați fost hirotonit preot în 1979, apoi ați fost vicar în parohia Nicolae Bălcescu din, din Bacău, ați gustat, să zicem, din această activitate pastorală. Ruptura a fost cu atât mai mare și cu atât mai grea cu cât a trebuit să vă desprindeți de prima comunitate în care ați avut misiune și să mergeți să vă dedicați din nou studiului. Cum v-ați închipuit în momentul în care ați fost hirotonit că va fi parcursul excelenței voastre? Pentru că îmi închipui că în acel moment nu aveți efectiv o viziune sau un plan efectiv. V-ați lăsat în mâinile Domnului, nu? Așa cum se spune. Dar închipuindu-vă, v-ați văzut efectiv păstor într-o parohie, ocupându-vă de copii, de tineri, de bătrâni, de cei care vin către biserică? Deja de pe băncile seminarului se fac diferite planuri, cum viitorul preot va activa cu copiii tinerii, cum va fi la Sfintele Liturghiei, dar niciodată ceea ce spunem se experimentează ca un ideal și un vis în seminar nu se potrivește cu realitatea de pe teren. Multe se învață atunci când ajungi într-o parohie și vii în contact cu oamenii. Pentru mine a fost un impact puternic să ajung la Bacău și era parohia Sfântului Nicolae singura parohie în Bacău, deci trei preoți pentru tot Bacăul la vremea respectivă, cu opt liturghii în fiecare duminică, cu 200-300 de botezuri pe an, sau unii s-a ajuns chiar după plecarea mea la 500 de botezuri, arăta că era o comunitate puternică și eu am plecat, am ajuns în această comunitate, aș putea spune nepregătit, pentru că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge într-un oraș și cu o populație catolică atât de mare. De obicei, seminaristul are viziunea propriei parohie. Și eu, provineam și eu dintr-o parohie mare, parohia Săboani, o parohie rurală foarte mare, catolică, dar a trebuit să fac prima schimbare de mentalitate atunci când am ajuns la Bacău. Din fericire m-am adaptat repede, datorită colaborării foarte frumoase cu regretatul părinte Ștefan Herdeș, care era paroc și decan de Bacău, și cu ceilalți colaboratori. Ce vi s-a părut că diferă față de comunitatea din Săbăani, comunitatea în care ați crescut și cea din care proveneați de fapt? Sunt multe lucruri. Întâi, pentru că știm că fiecare zonă, chiar în Moldova, are un specific. Zona Romanului, zona Bacăului, faptul că această comunitate catolică cuprindea credincioși din mai multe parohii învecinate, fiecare cu tradiții proprii, fiecare cu o mentalitate și chiar cu o formare catehetică pastorală proprie. Deși am stat puțin timp, la un moment dat puteam să identific din stilul de comportament din ce parohie vine, provine credinciosul respectiv. Și vorbim despre o diferențiere chiar și în Bacău pe zone până la urmă. Sigur, da. Și era, cum spune, o bucurie pentru uh, cei cu care discutam, văzând că îi recunosc și mă identific repede cu zona din care provin. Și acest lucru, sigur, a cerut și adaptare, dar și un efort de a fi mereu cu oamenii. Și în afară de asta, am închipui că era și o provocare de -a a reorganiza, de a vedea ce se va întâmpla pe viitor cu această parohie mare pentru Bagău, care știm bine, mai apoi a fost împărțită și ruptă pe diferite zone ale, ale orașului. Era încă de atunci, bănuiesc, această intenție de a, de a înființa și alte parohii în zona Bacăului? Nu, pentru că era aproape imposibil, dar știu că era preocuparea de a construi o biserică mai mare pentru că are Părintele Ștefan deci s-a luptat foarte mult pentru că acea biserică din centrul Bacăului era practic insuficientă pentru marea mulțime de oameni care vinea duminică și de multe ori, mai ales în timpul iernii, văzând oamenii cum rămâneau afară și erau geruri de atunci cumplite sau pe timp de ploaie, era dorința aceasta pentru o biserică mai mare, dar nu se prospecta nicio parohie nouă. În același timp, eu îmi amintesc eu din copilărie cât de frumoase erau sărbătorile, atât sărbătorile principale, referindu-mă la ele, sărbătoarea Paștelui, când știm foarte bine toată zona aceea din fața Bisericuței Sfântul Nicolae era plină de oameni cu lumânări în mână, cu copii, cu tineri, pentru că era o comunitate vie, o comunitate tânără și dornică de cele sfinte, dornică să vă asculte glasul, să asculte glasul, glasul păstorilor. A trecut acea etapă din viața excelenței voastre, ați fost trimis la studii la Roma, acolo v-ați -ați dezvoltat, v-ați ați aprofundat zona aceasta și întors la Iași, ați primit o nouă misiune și anume aceea de cancelar la Ordinariatul Episcopiei de Iași. Cum a fost în 1985 să îndepliniți această misiune, iată, având deja la bază experiența parohiei Sfântul Nicolae, experiența studiilor și, bineînțeles, amintirile din copilărie, imaginea satului și imaginea comunității catolice din Săboani? Trebuie să spun că m-am trezit din nou în fața unei situații la care nu m-am gândit și nici nu m-am pregătit. În seminar m-am pregătit să fiu preot, nu m-am gândit la studii. Am fost trimis la studii, perspectiva era că trebuia... Să mă întorc și să ofer viitorilor preos din ceea ce noi, eu am studiat. Dar niciodată nu m-am gândit, nu m-am văzut în postura unui cancelar sau unuia care stă la birou și trebuie să redacteze acte sau să semneze acte sau să rezolve problemele legate de birou. Dar și aici experiența viața te învață și încet, încet, uh, practic, am fost un autodidact, pentru că nimeni nu mi-a predat lecții de uh, cancelarie sau de modul în care trebuie să fie unul care îl secundează pe episcopul sau la vremea respectivă administratorul diecezan, prea să Gergel, în diferite probleme. În plus că el am asociat ca și un secretar și îl însoțeam în multe deplasări la liturghii, îndeplinind și rolul de ceremonial. Toate aspectele la care eu nu m-am pregătit, dar care se învață pe parcurs. Așa este viața. Făcând acum o comparație cu timpurile acelea, pentru că știm bine, era perioada comunismului <coughs> în România, și raportându-ne la ceea ce trăim astăzi, era greu în altă Sfinția voastră să, să îți îndeplinești practic această misiune în timpuri în care creștinismul nu era atât de bine privit. Sigur că era greu pentru că trebuia să fim foarte prudenți pentru a nu compromite prin gesturi sau cuvinte nepotrivite acel spațiu de libertate care ni se oferea. Sigur că eram supravegheați, eram controlați și trebuia să fim atenți atunci să nu ne depășim prea mult spațiul de libertate pentru a putea face binele în ceea ce puteam. Și Sigur că a fost posibil să realizăm foarte multe, tăcând poate asupra multor probleme, dar făcând mai multe lucruri frumoase. În același timp, în perioada în care Um, v-ați îndeplinit această, această, misiune de cancelar, ați fost și profesor la Institutul Teologic din Iași și așa cum ați zis, pentru ceea ce v-ați pregătit de fapt la Roma, le-ați fost aproape tinerilor seminariști în devenirea lor ca preoți. Cum a fost pentru excelența voastră să fii profesor în mediul în care te-ai format, în mediul în care ai crescut și poate privind în bănci la tinerii seminariști să vă revedeți în postura lor în urmă cu câțiva ani? A fost și aici o experiență interesantă, pentru că revenind și trezindu-mă în fața acestei situații de a putea participa la formarea viitorilor preoți, era o bucurie, pentru că știm că această formare are o finalitate frumoasă, formarea de preoți, viitori apostoli, și atunci chiar sectorial pentru disciplina pe care am predat-o și în care într-adevăr mă regăseam foarte bine, consideram că fac un lucru util, frumos pentru viitorii preoți. Este sigur că și această meserie, cum spunem noi, de dascăl, gratificantă, aduce multe bucurii, dar, pe de altă parte, poate mă, mă limita în ceea ce privește activitatea pastorală. Faptul că nu puteam să fiu implicat 100% într-o activitate pastorală mă făcea să sufăr un pic, dar profitam de sfârșitul de săptămână când puteam să merg în diferite parohii și acolo să exercit într-adevăr misiunea pastorală. Ce e foarte interesant e faptul că ați fost succesorul înalt alt preasfințitului Robu, nu doar aici, la Arhidieceza de București, ci și la institut, la Catedra de Teologie Morală. nu așa? Pentru că înainte ca dumneavoastră să predați, să preluați această catedră, a fost înalt alt preasfințitul Robu acolo. Cum credeți că le așează viața în așa manieră încât, iată, de două ori ați, ați preluat misiunea pe care excelența s-a îndeplinit-o? E o taină, un mister, nu știu. Sigur că Domnul le-a rânduit, dar, într-adevăr, dacă am avut o pasiune pentru teologia morală, s-a datorat competenței în a preasfințitului Robu, care, întorcându-se de la studii, la rândul său, a făcut ca această materie să fie foarte îndrăgită, foarte practică, foarte utilă pentru preoți și credincioși. Și apoi, iarăși, Domnul a rânduit ca să se urmeze aici la, la București. Nu știu cum lucrează domnul, dar uh, sunt surprize uneori. Faceți glume pe seama asta câteodată? Vă amintiți de lucrul acesta împreună cu un alt preasfințiat? Sigur, da? cum să nu? Pentru că eu l-am cunoscut uh, provenind din aceeași zonă, aș putea spune din aceeași comună, l-am cunoscut ca tânăr seminarist. Și -a, mi-a fost un model. Eu. Eram uh, ministrant și priveam și eu la cum arată un seminarist în dorința mea de a ajunge preot. Și pot să spun că l-am avut ca o imagine, apoi, sigur că l-am întâlnit de multe ori uh, ca preot, mai târziu ca um, profesor și amintim desiori de aceste lucruri. Un moment de uh, <coughs> asemenea extrem de important pe care l-ați trăit fiind rector al Institutului Teologic este căderea regimului comunist. Ce vă amintiți de acea perioadă, de speranțele pe care le aveați, de planurile pe care vi le făceați și mai ales de așteptările noii lumi care se așeza în fața ochilor? Schimbarea din 1989 m-a găsit tânăr rector la seminar. Eram, am fost numit în luna august, în decembrie au fost evenimentele și sigur că știam de greutățile care erau în seminarul Institutul Teologii din Iași cu toate acele limitări impuse de regimul comunist. Și m-am văzut în situația să fiu cel care am făcut tranziția de la regimul vechi la regimul nou, la, la momentul de căderea comunismului, în care a trebuit să facem foarte multe reforme și restructurări, nu numai la nivelul decezei, dar și la nivelul Institutului Teologic. <coughs> până la acea vreme, Institutul Teologic era subordonat Institutului Teologic din Alba Iulia, de la secția maghiară, secția latin, română. La Alba Iulia era rectorul, Iașu avea prorectorul și primul pas a fost să cerem recunoașterea drepturilor de pline a Institutului Teologic din Iași. Apoi recunoașterea studiilor. Până acea vreme, cel care studia, plecând din seminar, era începea de la clasa 8 -a, unde a rămas. Am cerut recunoașterea Acest studiilor a studiilor teologice și s-au făcut multe ulterior. Așteptările credincioșilor în acea perioadă, când regimul comunist a căzut și se așeza o nouă abordare, o nouă libertate, practic o, un alt soi de manifestare a, a, credinței, care au fost? Ce credeți că au așteptat atunci oamenii? Așteptam foarte mult pentru că regimul de oprimare a privat de foarte multe lucruri și mai ales îmi amintesc că după căderea comunismului a existat o euforie în toate parohiile pentru că luau naștere organizațiile de tineri, se puteau face cateheze și în afara spațiului bisericii, se puteau organiza multe manifestări religioase a fost așa o explozie a ceea ce a fost acumulat și a fost frustrat pentru mult timp și a fost într-adevăr așa o primăvară frumoasă, dar care încetul cu încetul, spunem, a intrat într-un normal. Dar a fost o schimbare aproape simțită și trăită. Și dacă e să ne raportăm și la așteptările pe care în Alprasfinția voastră, ca profesor, ca preot, ca și uh, coordonator al Diecezei în acea perioadă, le, le aveați, ce ați așteptat și ce ați sperat pentru Dieceza de Iași? Multe. Deci, în primul loc, doream că până la vremea căderii comunismului nu aveam un episcop, după aceea structurile diecezane. Deschiderea Bisericii pentru a avea mai mulți preoți și primirea mai multor candidați în seminar. Au fost foarte multe vocații la vremea respectivă și ne-am bucurat că având mulți preoți puteam deja să ajutăm acele dieceze sau acele țări care nu aveau preoți și solicitau un ajutor din partea noastră. Apoi um, um, congregațiile religioase care erau inexistente până la căderea comunismului care au venit în număr mare și am putut să deschidem grădinițe conferinate, activitatea socială, caritasul și așa mai departe. Lucrurile s-au întâmplat oarecum treptat după 1989 și în devenirea excelenței voastre au urmat tot felul de funcții și de, de responsabilități. Dar aș vrea să vă întreb ce a presupus această numire de vicar general în 1994. Ce făcea un vicar general? Vicarul general este sigur, cel care îl secundează pe episcop și are misiunea mai mult administrativă de organizarea curie de cezane, de organizarea administrativă, contabilă. Deci o funcție, spunem așa, mai mult legată de administrație. Dar presupunea și o legătură cu preoții, pentru că multe aspecte, chiar pastorale, erau de competență vicarului general. Și în această postură, sigur că eram în legătură cu preoții și pentru multe probleme, nu numai de administrație, dar și pastorale, eram totdeauna în legătură pentru a le rezolva cât mai bine. Sigur că vicarul general are o misiune uneori poate ingrată, pentru că trebuie să facă și observații, trebuie să un pic să atenționeze asupra unor nereguli. Dar cred că era în stilul meu pastoral de a fi un frate, un confrate al preoților pentru a-i ajuta. mi amintesc -am că, sigur, începeau construcții de biserici, trebuiau coordonate acele planuri, proiecte, trebuiau încurajați preoții să observe un pic și funcționalitatea pastorală a bisericilor, ceea ce, sigur, era în primul loc în competența vicarului general, dar toate erau discutate și cu episcopul diecezei. Toate pentru că eu eram, de fapt, mâna dreapta a episcopului care trebuia să coordoneze multe lucruri, dar le făceam împreună. Am putea spune că alături de preasfințitul Petru Gheriel ați petrecut o mare parte a vieții excelenței voastre și Trebuie să vă întreb cum a fost relația cu aceasta mai ales la început când ați început să colaborați cu dânsul și evident îl priveați ca pe coordonatorul diecezei, liderul liderul bisericii diecezei Romano Catolice de Iași și mai apoi evident ca episcop auxiliar și tot așa mai departe pentru că viața v-a purtat prin tot felul de posturi, dar mereu aproape de de preasfințitul pentru Gherghe. Și eu mă gândesc că dacă au rămas aproape 35 de ani alături de Presănțitul Gergel înseamnă că a fost o colaborare bună și mi-a apreciat această muncă, de altfel nu doream să rămân numai decât totdeauna într-un într loc, dar colaborarea a fost bună și am învățat multe lucruri. Poate învățând aceste lucruri din stilul Preasfințitului m-a ajutat foarte mult să mă adaptez și să. Trec peste și unele lucruri, poate uneori mai grele, dar pot să spun că a fost o perioadă care a trecut repede. Abia când am fost numit aici la București, am realizat cât de repede a trecut perioada de la 1985, când am fost numit cancelar, și nivelul anului 2020. Aproape 35 de ani. 35 de ani, o viață de om pentru unii. În Alprea Sfinția voastră a venit și momentul 1999, când iată Sfântul Părinte a decis să fiți episcop auxiliar al Diecezei de Iași. În mod cert, era nevoie de un episcop auxiliar pentru Dieceza de Iași, dată fiind toată, toată evoluția și toată munca despre care ați vorbit chiar în alt voastră mai înainte. Bisericile catolice erau tot mai multe, comunitățile erau vii și clar, era nevoie de, de încă un, un episcop la nivelul Diecezei. Cum ați primit această veste în acel moment? Moment. Vestea a venit, întâi pot să fac o, și o ca pot să spun un premiu dat de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, de ce de Iași. În 1999 a venit Sfântul Părinte și n-a putut merge în alte părți decât la București. Și atunci pe Sfântul Gheorghe a spus că dacă Papa nu poate veni la Iași, merge Iașul la București și au fost o mulțime de boldoveni la această vizită a papii la București. Care a fost în luna mai. Luna mai, exact, și uh, știu că tu făcuse cerere <coughs> pentru un episcop auxiliar, dar întârzia să vină această numire. La scurt timp, la câteva luni, a venit această numire care a fost, sigur, o bucurie pentru preasfințitul Gergel, că a văzut cererea împlinită, dar am considerat totdeauna că papa a voit și pentru că a văzut și acestea în România, că ea și merită să aibă un episcop auxiliar. În mod clar, a fost o nouă provocare pentru excelența voastră. Practic, toată munca pe care ați făcut-o până atunci era încununată acum, dar în același timp venea cu noi responsabilități și noi, noi provocări. Știm că pe 8 decembrie, iată într-o sărbătoare mare pentru romano-catolici, a avut loc consacrarea episcopală în Catedrala din Iași. Știu cât de mult sunteți atașat de Catedrala din Iași, atât cea veche, cum se spune, cât și cea, cea, cea nouă. Um, care este sentimentul pe care îl aveți acum, gândindu-vă la clipele pe care le-ați trăit atunci în Catedrala din Iași, fiind consacrat episcop? Aș putea spune că am crescut cu Catedrala Nouă, pentru că atunci când am ajuns la Iași, încă nu era Catedrala, dar imediat în 1990 s-au început lucrările la Noua Catedrală. Am fost, deci, zi de zi, alături de. Această catedrală care creștea, iar eu când am fost consacrat episcop, catedrala nu era încă terminată și parcă îmi sugera că ai de lucru de acum, pentru că este o catedrală în care, la care ai existat cum a început și trebuie să o vezi terminată. Era o catedrală care încă nu avea ferestre, nu era tencuită, nu era căldură, era decembrie, frig, nu era decorul actual, dar a fost căldura credincioșilor care au umplut acea catedrală atunci până la refuz și a fost o trăire deosebită pentru că era un conjurat de, înconjurat de toți episcopii din țară, denunțul apostolic, chiar și oaspeți din străinătate și au dat sentimentul că decizia de Iași, de într-adevăr, a crescut și că poate spune un cuvânt în multe privințe. Apoi, catedrala, sigur că a intrat din nou în parte în preocupările mele, pentru că împreună cu preasențitul am făcut tot ceea ce puteam face pentru ca să fie făcute toate finisările și să asistăm la consacrarea catedralei. În repetate rânduri a declarat în alt simția voastră că pe parcursul vieții ați simțit un continu har. Au fost, totuși, momente în care ați simțit că vă este greu și misiunea pe care o aveți pare aparent imposibil de realizat? În mod firesc, în viața fiecărui eu sunt asemenea momente, dar totdeauna cred că a fost și formarea sau suportul spiritual de care am avut parte să trec peste toate aceste momente. Nu pot să spun că am avut vreodată momente de descurajare sau să văd că este imposibil să merg mai departe în anumite privințe, chiar când era vorba de dieceză sau de aspecte personale. Cred că a contat foarte mult acest suport spiritual și această citire a voinței lui Dumnezeu în alegerile de fiecare zi. Dumnezeu vede, Dumnezeu rânduiește, Dumnezeu rezolvă și eu cred că așa trebuie să fie pentru fiecare dintre noi. În al a voastră au mai fost momente în care Dumnezeu l-a așezat, l-a rezolvat și îmi doresc să vorbim și despre acestea, de aceea vă propun să mai rămâneți alături de noi pentru încă o ediție a interviului săptămâni. Cu multă plăcere, pentru că sigur sunt multe de povestit sau multe de uh, reamintit și este frumos atunci când uh, construim pe trecutul nostru. Nu putem neglija istoria, ci trebuie să construim privind la trecut și privind și în viitor. Mulțumesc! mulțumesc. Dragi prieteni, așa cum chiar în altă sfinția s-a ne zis, ne revedem săptămâna viitoare cu o nouă ediție a interviului săptămânii. Vă mulțumesc! Interviul săptămânii la RCIS FM